În mijlocul orașului sau într-un cătun izolat din munți. Tot ceea ce folosim, mâncăm sau bem, ne este furnizat într-o formă sau alta de natură. Apa curată și răcoritoare din paharul pe care îl umplem de la robinet a fost cel mai probabil filtrată de pădure și solul unei păduri. Carburantul din rezervorul mașinii pe care o folosim zilnic s-a format în adâncurile pământului vreme de milioane de ani. Condimentele pe care le folosim ca să dăm gust mâncării sunt și ele un produs al naturii. Toate aceste beneficii pe care natura ni le oferă și pe care ne bazăm existența poartă numele de servicii ecosistemice sau servicii de mediu. În definitiv, suntem ceea ce iubim, ceea ce respirăm, bem sau mâncăm. Ecosistemele acvatice și cele forestiere sunt printre cele mai darnice cu noi, oferindu-ne o mulțime de servicii pe care noi le luăm drept lucru sigur. Ecosistemele acvatice, râuri, pâraie, lacuri, zone umede îndeplinesc funcții ecologice importante, ceea ce duce la furnizarea de servicii ecosistemice vitale sistemului socioeconomic, contribuind la bunăstarea populației locale. Ecosistemele acvatice asigură resursa de apă potabilă, apă pentru irigații sau alte utilizări. Ele furnizează servicii de reglare și suport, precum retenția nutrienților, încărcarea pânzei freatice, purificarea apei. Oferă de asemenea habitate pentru a susține o mare diversitate de specii pe baza productivității biologice primare. Ecosistemele acvatice au și o componentă culturală, constituind o sursă educațională și estetică, oferind oportunități de recreere pentru populația locală sau turiști. Degradarea sau pierderea acestora are un impact economic și social semnificativ, afectând sănătatea și bunăstarea populației umane. Imaginați-vă pădurea ca având o componentă subterană, care este o mare, mare, mare armătură biologică, peste care este îmbrăcat un burete care împiedică scurgerea rapidă a apei în adâncime. Partea supraterană este la rândul ei o imensă casă pentru păsări, pentru animale și pentru toate celelalte insecte care altfel ar dăuna culturilor agricole. Acestea sunt principalele servicii ecosistemice ale pădurii. Pădurea nu înseamnă doar lemn, pădurea înseamnă și aceste servicii ecosistemice, dar lemnul, la rândul lui, este o resursă naturală regenerabilă ce poate fi folosită cu mai mult succes în construcții, în producerea de ambalaje, în fabricarea hârtiei, în toate celelalte utilizări pe care de obicei le cunoaștem. Dacă natura ar fi o companie, ar fi cea mai mare din lume, pentru că toate lucrurile esențiale pentru viața noastră folosesc servicii furnizate de natură. Acum urmează partea tristă a comparației. Dacă natura chiar ar fi o companie, ea ar fi de mult falimentară. Deși suntem cu toții clienții naturii, ea nu primește nimic înapoi. Într-adevăr, nu putem să plătim natura, nu are ce să facă cu banii noștri, dar banii îi pot motiva pe oamenii care au grijă de natură. Un exemplu de astfel de motivare sunt plățile compensatorii pentru păduri, ca un gest firesc de solidaritate cu cei care susțin aceste eforturi. Pădurile oferă o serie de produse și servicii fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Asta implicând restricții și costuri pentru proprietarii de păduri. Poate nu toată lumea știe
cât dă societatea înapoi pădurii. Practic nimic. Astăzi, nici statul, nici mediul economic, nici politicile de mediu nu sprijină gospodărirea durabilă a pădurilor, am văzut beneficiind de o serie de avantaje. Credem că nu este corect și văzând starea de degradare a atâtor păduri în România, înțelegem că nu este nici înțelept să continuăm așa. Soluția este reglementarea unui sistem de plăți compensatorii pentru servicii de mediu, care să asigure practic, pe de o parte, pierderile suportate de proprietari și să sprijine eforturile de administrare și de pază a pădurilor. Astfel, s-ar institui un mecanism de monitorizare suplimentar care ar conduce la o maximizare a rolului de protecție al pădurilor. Conform legislației naționale, pădurile sunt de interes național, iar administrațiile silvice sunt de interes public. Pentru ca pădurea să poată oferi valorile de care societatea are nevoie, conform regimului silvic, în multe situații se impun anumite restricții. Pentru circa 25% din suprafața Fondului Forestier Național nu se reglementează proces de producție, adică nu sunt permise tăieri în scop comercial. Cu toate astea, administrarea, paza acestor păduri este obligatorie. Ce agricultor ar putea înțelege să îngrijească livada, să o păzească, pentru ca la sfârșit să nu poată utiliza fructele? Dacă sunt de interes național, atunci nu trebuie să lăsăm pe umerii proprietarilor, a deținătorilor de păduri, aceste responsabilități. Statul, cât și beneficiarii direcți sau indirecți ai serviciilor de mediu, trebuie să contribuie pentru gestionarea durabilă a acestor păduri. De 25 de ani se încalcă drepturile constituționale ale deținătorilor de păduri în România, iar noi, comunitățile locale, ne sunt amenințate șansa pentru o dezvoltare durabilă. Iată de ce trebuie să înțelegem, să învățăm și să trăim solidaritatea și respectul pentru oameni și natură. În definitiv, pentru noi și copiii noștri. Ideea unor plăți compensatorii pentru funcțiile de protecție ale pădurii de către beneficiarii direct și indirecția acestora este o idee generoasă și foarte importantă. Cred cu tărie că atâta timp cât nu trecem de la un sistem bazat pe voluntariat și pe respectarea regimului silvic voluntar de către proprietarii de păduri pe baza unor stimulente acordate, și una dintre idei este această plată de către beneficiarii direct și indirect ai funcțiilor de protecție, deci cât timp nu trecem la un sistem voluntar de respectare a regimului silvic, cât timp totul se va baza numai pe contravenții și pe control, nu vom avea o respectare reală a regimului silvic pentru pădurile din România. Important este că avem păduri, avem ce să protejăm și cred că nu este prea târziu să aducem o schimbare bazată pe respectarea aceasta voluntară, bazată pe înțelegerea funcțiilor de protecție ale pădurilor și cred că societatea a ajuns la un nivel de înțelegere și de conștiință și de maturitate în care să nu mai privească pădurea, așa cum s-a întâmplat până acum, numai ca o resursă de lemn, de lemn de foc, și să fie dispusă să plătească pentru aceste funcții de protecție, pentru că până în prezent este foarte multă demagogie legată de păduri, dar în mod practic pădurile sunt o cenușăreasă. Pădurile nu există în Programul Național de Dezvoltare Rurală, nu există plăți compensatorii nici măcar pentru pădurile incluse în parcuri naționale, unde restricțiile sunt totale, dar nu există înțelegerea societății în niciun fel a faptului că pădurea trebuie privită ca o proprietate și fără respectarea dreptului de proprietate nu vom avea niciodată o respectare a regimului silvic. Statul este primul care trebuie să respecte legea, societatea să înțeleagă dacă se dorește ca proprietarii de păduri să respecte legea. Eu zic că așteptăm și așteptăm cam de mult că
să primim ceva și sperăm că organele în drept se vor mobiliza și vor face ceva să primim bani pentru suprafețele care le avem în parc. Altfel, nu știm cui să ne mai adresăm, nu știm instanțele de judecată dacă pot face ceva să ne ajute. Eu, sincer să fiu, mă văd la o vârstă a treia imediat și aș vrea să transmit, să dau și eu ce am primit la copiii mei, dar dau și probabil și ei vor sta și vor aștepta cu mâna întinsă și nu vor primi ca și mine nimica. Din punctul meu de vedere, natura ne ajută în tot ce înseamnă viața. Adică de la natură primim apă, primim lemn pentru construcții, putem să trăim, mai ales aici în zona noastră, principala meserie este cu lemn. Și din asta trăim. Ar trebui să evalueze valoarea lemnului și să primească o sumă în bani. Ca să nu taie, cum am spus, această pădure este totul pentru noi. În pădure venim și pentru turiștii. Se spune că e mai rău ca în comunism. Comunismul ți-a luat proprietatea, dar a administrat-o el pe cheltuiala statului. Acum, responsabilitatea pazei și administrării îți revine, dar nu ai niciun drept asupra uzufructului. Oamenii sunt copiii naturii. Ne-a născut pentru a profita din plin de suportul ei. Și atunci când stabilim pentru o anumită parte a naturii un regim prin care restricționăm drepturile unor oameni, ceilalți care beneficiază de compensarea acestui drept trebuie să pună deoparte în taler să echilibreze. Compensațiile pentru serviciile naturii nu sunt în momentul de față un ajutor de mormântare, ele trebuie să fie o justă recuperare și economică a celor care nu au reușit de când s-a declanșat activitatea de declarare a arelor naturale protejate de aceste beneficii. Normal că pasul alert la care am mers cu integrarea europeană, cu declararea, cu imposibilitatea de a administra în ritmul în care am declarat, cu faptul că am scris mai mult decât am citit, ne face să ne așezăm și să regândim toată această perspectivă a compensațiilor printr-un act legal, prin suportul unor ordine de ministru, care să așeze la justa valoare aceste compensații care vin din nefolosința unor drepturi de proprietate. Perspectiva acestei construcții legislative în acest moment este foarte bună, pentru că tocmai Parlamentul a aprobat legea prin care se creează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, o structură instituțională care este venită să așeze actul de management în adevărata lui valoare, de a compensa acolo unde arele naturale și îndeplinesc funcțiunea de conservare. Da? Și această compensație trebuie să vină dinspre cei care beneficiază de peisaj, cei care beneficiază de păduri virgine nealterate, cei care beneficiază de ape curate nealterate, cei care beneficiază de o natură și un cadru bine conservat în care își petrec timpul, din care își adună resurse. Iar toată această compensație trebuie gândită pe termen lung, să fie, să zic, o justă regăsire în actul economic, în actul social, a valorii pe care natura, prin conservare, oferă celor care desfășoară activități economice. Aș vrea însă să pun toată această discuție într-un aspect mai larg, pentru că cred că și în România ar trebui să acordăm o mult mai mare atenție
capitalului natural, a biodiversității, a conservării biodiversității, a felului în care ne raportăm la natură. De ce? Pentru că este un capital care, așa cum spuneam un pic mai devreme, dacă nu îl și cuantificăm și nu îl integrăm în toate celelalte calcule economice și toate celelalte alte tipuri de capital pe care le includem când facem calcule și de creștere economică, nu putem să vorbim serios și de protecția acestui capital sau de o valorificare sustenabilă, o valorificare echilibrată. Și aici, deja într-un context mai amplu, putem să discutăm și de conceptul de economie verde, în care conservarea mediului, conservarea naturii este privită mai degrabă ca oportunitate de creștere și de dezvoltare economică. Natura a fost răbdătoare cu noi, dar cât mai poate aștepta? Plățile compensatorii pentru păduri sunt o măsură punctuală, dar e nevoie de o soluție la o scară mai mare. Trăim cu percepția că serviciile pe care natura ni le oferă, serviciile de mediu, aerul curat, apa potabilă, resursele naturale sunt garantate și nu suntem conștienți de valoarea pe care aceste servicii o au. De asemenea, impactul pe care acțiunile societății noastre îl generează prin supraexploatare, prin poluare, prin dezvoltare necontrolată, de asemenea are un cost, are un preț pentru natură. Un preț care mai devreme sau mai târziu se va regăsi și în costurile societății noastre, în costurile noastre chiar ca și indivizi. De aceea, în ultimii 20-30 de ani, abordarea serviciilor de mediu dintr-o perspectivă economică a permis atribuirea unei valori monetare a ce înseamnă servicii de mediu, cuantificarea lor în termeni bănești. Odată a serviciilor ca și valoare, ca și beneficii pentru societate, dar și a costurilor pe care pierderea acestor servicii le generează. Conceptul plăți pentru servicii de mediu este complementar principiului binecunoscut poluatorul plătește. Dacă în cazul principiului poluatorul plătește, cel care generează un prejudiciu, o daună, este taxat, în cazul plăților pentru servicii de mediu, cel care asigură generarea acestor servicii pe termen lung este recompensat de beneficiari. Dacă luăm un exemplu simplu, un bazin hidrografic în care avem o comunitate în aval, care depinde de calitatea apei din râul care curge și ajunge în comunitatea respectivă, dar a cărui calitate este strâns legată de modul în care se gestionează terenurile în amonte, putem vorbi de beneficiarii unor servicii de mediu, comunitatea din aval, care depind de furnizorii acestor servicii, respectiv comunitățile din amonte, care prin modul în care își gestionează terenurile agricole, folosesc îngrășăminte, mai mult, mai puține, modul în care se gestionează pădurea, aduc un impact direct asupra calității apei. Într-un astfel de exemplu simplu, se poate stabili un acord în care se poate formaliza sub forma unui contract chiar, în care există o plată pe care comunitatea din aval acceptă să o plătească comunității din amonte și care este o alternativă de luat în considerare vis-a-vis de o investiție într-o stație de epurare foarte costisitoare și care nu ar avea aceleași efecte pe termen lung precum acele ale continuării generării serviciilor de mediu care se asigure calitatea apei corespunzătoare pentru comunitatea din aval. În același timp și comunitatea din amonte beneficiază de o sursă de venit pe care altfel este mult mai greu să o asigure. Apa este principalul element oferit de către ecosisteme și principalul atu, sau ca să spunem, nu neapărat atu, ci element care duce la obținerea unei pește de calitate, respectiv a unui puiet, a unei mase de puiet, a unei cantități de puiet și a unui grad de supraviețuire foarte mare. Și este un element vital
primul element care contează la noi în păstrăvărie. Din punctul meu de vedere, nu cred că va fi nevoie neapărat să punem un plus la prețul pe care îl avem, în special la peștelui, atât timp cât aceste condiții vor fi create, iar serviciile vor fi oferite, noi vom avea oarecum un avantaj. Apa curată ne va aduce un avantaj care cred că va fi suficient pentru a suporta acele cheltuieli parțiale din cheltuielile de menținere acelor zone de protecție integrală și a ecosistemelor. Anual se estimează că ar fi necesari sub 100 de milioane de euro la nivel național. Distribuiți la toți beneficiarii direcți, ar fi un efort neînsemnat pentru aceștia. Efectele însă ar fi uriașe, întrucât în acest fel s-ar crea inclusiv o formă de control suplimentară vis-a-vis de calitatea modului de gestionare a pădurilor. Nu își permite statul român, alături de mediul de afaceri din România, care beneficiază direct de aceste servicii, să suporte această sumă? Am primit cu toții înzecit înapoi. Deoarece bugetul local este unul care nu permite administrarea pădurilor în regim silvic, actualmente realizăm doar paza pădurilor. Prin sume compensatorii noi am putea să realizăm și administrarea pădurii, prin care am putea îmbogăți biodiversitatea. Inevitabil, creșterea biodiversității ar genera și un aflux de turiști, pentru că turistul e interesat de bogăția speciilor floristice și faunistice. Toate aceste eforturi de a răsplăti natura pentru tot ce ne dăruiește rămân doar teorie câtă vreme nu se creează cadrul legislativ pentru a face posibilă implementarea unor mecanisme financiare. Iar pentru a face asta, conceptul de plată pentru serviciile de mediu trebuie pus mai întâi în practică undeva. După eforturi susținute, codul silvic prevede în sfârșit obligativitatea unei plăți juste și prealabile pentru orice fel de funcții de protecție pe care pădurea și, prin extensie, și alte ecosisteme din natură le oferă oamenilor. Prin urmare, nu se poate și nu este corect ca toată lumea să beneficieze de anumite bunuri și servicii și doar o parte să suporte costurile, în principal, a acestor servicii. Proiectul și-a propus și a reușit să dezvolte metodologia de calcul a acestor pierderi și această justă valoare care trebuie compensată, precum și felul în care ea trebuie suportată de către diversi beneficiari ai acestor servicii. Am ales Parcul Natural Munții Maramureșului ca și zonă pilot pentru acest proiect din câteva motive. Și anume, proiectul se dorește să fie replicat la nivel național, astfel încât era foarte important ca toată cazuistica pe care o avem la nivel național să fie incorporată în area protejată pilot. Parcul Natural Munții Maramureșului este cea mai mare și, îndrăznesc să spun, printre cele mai complexe arii protejate din România, având în vedere faptul că este categoria 5 IUCN, adică un peisaj protejat, în care avem și comunități umane și care are de la zone de non-intervenție până la zone în care se permite o utilizare extensivă. De asemenea, regimul de proprietate este extrem de diversificat, având practic toate tipurile de proprietate care se găsesc în momentul acesta în țara noastră, de la proprietatea publică a statului, la proprietate a unităților administrativ-teritoriale, biserici, mănăstiri, școli, persoane fizice, composesorate și așa mai departe. Toate aceste categorii de proprietari sunt afectate de diversele restricții impuse în utilizarea terenurilor pe care le dețin și, prin urmare, metodologia a ținut cont de toate aceste cazuri și a dezvoltat, zicem noi, un mecanism care poate fi promovat într-un act normativ și care
să rezolve în sfârșit, la nivel național, o problemă care ne macină de peste 15 ani. S-a făcut traseu, au muncit mult. Mult și frumos, să vedeți ce frumos e. Bine, și dormiți aici? Nu dormim aici, doar vizităm. Bine, bine. Este a doua arie naturală protejată ca întindere din țară și probabil parcul cu suprafața cea mai mare acoperită de păduri. Adăpostește în apele sale o specie endemică, critic periclitată. Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care Parcul Natural Munții Maramureșului a fost ales ca arie zonă pilot pentru implementarea acestui proiect. Având statutul de parc natural, area protejată întinsă între frontiera de stat cu Ucraina și cursul râului Vișeu are ca scop menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura. Își propune protejarea diversității biologice, dar și a peisajului. Încurajează activitățile și cultura tradițională a populației locale, astfel că omul este un element esențial în acest sistem complex numit Parcul Natural Munții Maramureșului. Această simulare care se realizează în Parcul Natural al Maramureșului, prin complexitatea lui, oferă parametrii pentru o construcție riguroasă și pentru celelalte parcuri, pentru că ea beneficiază de efectul istoric în care am văzut valoarea lemnului, am văzut valoarea apei, am văzut valoarea pe care oferă fructele de pădure, pe care oferă partea de fonduri de vânătoare, pe care oferă tot acest patrimoniu al naturii, a resurselor naturale, și el poate fi găsit foarte ușor în acest moment în construcția legislativă, prin care acest model să replicăm la nivelul tuturor parcurilor. Normal, fiecărui parc îi revine o anumită specificitate. Și cum stăm? Ce am aflat până acum din testarea acestui concept în Parcul Național Munții Maramureșului? Este viabil sau nu? Poate fi aplicat la nivel național? Proiectul Solidaritate și Respect pentru Natură, sau Solidaron, cum îi spunem noi pe scurt, un proiect inovativ, aduce o serie de soluții și recomandări prin care încercăm deopotrivă să răsplătim oamenii, dar și natura. Proiectul nostru și-a propus să aducă în valoare, să pună în valoare o serie de mecanisme financiare, dar și propuneri legislative care pot să sprijine natura și oamenii. În cadrul proiectului Solidaritate și Respect pentru Oameni și Natură, am realizat următoarele. Un studiu integrat cu privire la evaluarea monetară a contribuției ecosistemelor forestiere și acvatice la principalele sectoare economice în cadrul zonei pilot Parcul Natural Munții Maramureșului. În cadrul acestui studiu am realizat o identificare, o clasificare și o cartare a serviciilor furnizate de ecosistemele forestiere și acvatice. De asemenea, am realizat o evaluare monetară a acestor servicii cheie, aceste servicii solicitate de către comunitățile locale. În mod specific, în area de răspândire a ecosistemelor forestiere, am încercat să dezvoltăm într-o manieră participativă, în cadrul unor grupuri de lucru și consultări publice, o metodologie pentru evaluarea pierderilor economice pe care le au proprietarii de păduri restricționați de la tăiere a masei lemnoase datorită funcțiilor de protecție ale pădurii. De asemenea, am încercat să dezvoltăm o metodologie pentru ceea ce înseamnă măsurile de management activ pentru proprietarii de păduri. Toate aceste inițiative, de fapt, conducând la dezvoltarea unei scheme de compensare corecte pentru oameni și natură. Mă refer la o schemă de compensare corectă, mai ales pentru proprietarii de păduri care sunt restricționați la tăierea masei lemnoase datorită funcțiilor de protecție ale pădurii. Un al doilea rezultat al proiectului nostru, Solidaritate și Respect pentru Oameni și Natură, vizează
dezvoltarea unui studiu privind cota de participare a diversilor beneficiari ai serviciilor furnizate de ecosistemele forestiere și acvatice la costurile de administrare. În acest context al acestui studiu, am marjat pe acest principiu, beneficiarul plătește. Adică toți cei care consumă produse și servicii trebuie să plătească prețul corect pentru acestea și în această manieră se poate asigura menținerea în condiții optime a ecosistemelor. În mod specific, în cadrul acestui studiu, am realizat o identificare a tuturor factorilor interesați din cadrul zonei pilot Parcul Natural Munții Maramureșului. Am identificat serviciile ecosistemice furnizate de ecosistemele forestiere și acvatice, acele sisteme, acele servicii cheie solicitate de comunitățile locale. Am identificat diversi beneficiari ai acestor servicii ecosistemice și în final, printr-o metodologie aparte, am reușit să realizăm o prioritizare sau ierarhizare a acestor beneficiari ai serviciilor ecosistemice la plata serviciilor utilizate. Toată această metodologie privind cota de participare la plata serviciilor utilizate de către beneficiari a fost testată în zona pilot Parcul Natural Munții Maramureșului, dar metodologia ca atare are un grad de replicabilitate ridicat și poate să fie utilizată și la nivel național în alte zone. Inițiativele din proiectul Solidaritate și Respect pentru Oameni și Natură au dezvoltat un context favorabil pentru îmbunătățirea unor aspecte legislative în ceea ce privește conservarea biodiversității și integrarea valorilor ecosistemice în legislația relevantă și politicile sectoriale de mediu. În mod specific, am abordat și această componentă a politicilor publice și am realizat un raport de analiză a politicilor publice relevante pentru sectorul de mediu. Această analiză fiind realizată la nivel național și al Uniunii Europene în ceea ce privește legislația. De asemenea, am încercat să propunem sau să recomandăm o serie de inițiative care pot să vină în sprijinul naturii, să ajute conservarea naturii, dar în același timp să mențină această armonie între oameni și natură. În ceea ce privește componenta de informare, conștientizare și promovare a beneficiilor furnizate de ecosisteme, dar și a modalității în care noi oamenii, fiecare dintre noi, putem să contribuim la păstrarea acestor valori, echipa de proiect a implementat o campanie de conștientizare și informare. Conservarea naturii înseamnă și protejarea activităților tradiționale. Înseamnă că pajiștile vor mai fi acolo pentru cei care încă mai practică păstoritul. Sau că oamenii din Petrova vor avea în continuare lemnul necesar pentru a aduce mai departe arhitectura tradițională țărănească. Odată de mult, omul a fost în armonie cu natura și a știut să crească împreună cu ea. Iar dacă e înțelept și folosește cumpătat-o ce îi oferă, va putea să o facă din nou. Pentru că bunăstarea naturii înseamnă bunăstarea omului. Tot ce ne-a dat Dumnezeu, o dat prin natură și avem nevoie din natură toate ni le dă. Apă, aer, recolta cât există, toată e la natură și natura e la cel de sus. Asta nu știu cum se văd, că trebuie răsplătiți, dar să nu taie oamenii, să nu taie din pădurea lui, din rezervație, trebuie răscumpărată pădurea.
nu? Cum? Oamenii trebuie răsplătiți cu ceva, nu? Să-i răsplătiți, cu bani, cu, cu ce? Dacă omul vrea să vândă, de exemplu, pădurea din rezervația lui, trebuie răsplătit, cum, nu? Cu ceva. Altceva cu ce? Numai cu bani. Dar trebuie plătită foarte bine, că de la natură și de aici, la toate orașele se duce și din toate țările, tot din natură aduc și bagă în toate piețele și marketurile și tot din natură. Să protejeze natura. Ce le-am spune? Să protejeze natura. Să nu lasă să taie tot pădurile, să le taie, să le defișeze, să nu le plantează nimeni. De asta, vedeți cât se întâmplă ploi de aia, alunecări de teren, tot din cauza asta, din cauza naturii. De asta, tot din cauza asta. Să ne rugăm Domnului că El ne dă tăte. Noi suntem așa că sunt muștile astea și zbor, așa suntem pe pământul ăsta. Știi, ăsta intră la categoria de final. Hai să-i dăm drumul. Ok, acum înregistrează, da? Ok. Stai, acum facem un exercițiu, da? L-au prins pe tatic în televizor. Cum mai iese de acolo? Răbdare! Sistemului socioeconomic pe care... Du-te mai departe. Am greșit. But now? Mi le face cineva pentru... Bani, nu? Și bani. Stai că eu am o filmată, stai pe loc! Adio! Solidaritate și respect pentru oameni și natură. Proiect pilot pentru dezvoltarea, testarea și promovarea legislativă a principiului beneficiarul plătește pentru serviciile de mediu din România. PES Pay Pilot.